secat, în jurul meu se aprind și apoi se sting ușor. Spre tine eu alerg, în ochii tăi cobor de dor. Mi-e dor să fiu vrăjit de tainii vis și peste timp aș vrea să zbor. Să fim ca la început, din flor să-ți fac o vorbitor. Misterioasă noapte de amor, îmi bată mea cu vechiul tău fior. Să mă iubești, aș vrea, misterioasă mea. Sărut, așa că la început. Iubito, stele cad în jurul meu, se prind și apoi se sting ușor. Spre tine eu alerg, în ochii tăi cobor de dor. Așa că la început. Misterioasă noapte de amor, în bata mea cu vechiul tău fior. Să ne iubim ca un eter sărut, așa că la început. Să mă iubești ca la început aș vrea, misterioasă. Am ascultat piesa care anul acesta, prieteni, i-a adus lui Mihai Băjinaru și lui Nicolae Caragea, sau poate în ordine inversă, pentru că este secțiune de creație, deci întâi lui Nicolae Caragea, da, și apoi lui Mihai Băjinaru, le-au adus locul 2 la secțiunea creație de la Festivalul Mamaia, ediția cu numărul 40, o ediție în care au lipsit acele jocuri crunte de orgolii, o ediție în care a lipsit acele mize uriașe, o ediție în care Daniela Cojocaru din Iași a câștigat trofeul în condițiile în care fata, înainte să fie anunțat, era în gară. Eu știu că am sunat-o și am nimerit-o în gară. Ea și lua bilet la tren să plece la Iași și eu am sunat-o și am zis: nu-ți mai lua bilet că trebuie să vii să iei trofeul. Și a căzut receptorul din mână. Că ea habar n-avea, era în gară, se dusese să-și ia bilet să plece la Iași. Deci așa, bine, așa a fost anunțată ea de trofeu. Da. În fine, așa s-a întâmplat, ce să mai... Sper să se întâmple și ceva bun cu ea. Da, e destul de greu. Ea e studentă în anul 3 la conservator, dar e destul de greu în condițiile în care nu va face niște mișcări spre București. Dacă nu va face câteva mișcări, va rămâne o solistă foarte bună acolo. Vedeți, despre asta vorbesc. Nu avem și noi niște producători adevărați. N-avem și nici nu intenționăm să facem o dezvoltare unitară sau o dezvoltare cât de cât acceptabilă la nivel de țară, pentru că cât mai știu de formația Cargo, care vine atât de rar în București, da, și cântă, cât mai știu de Desperado,
care sunt la Cluj și vin atât de rar și cântă în București. Sau de Emeric Imre, care este un folkist extraordinar, dar care exact, iarăși vine, exact ca în toate, vine foarte rar. Ca în toate domeniile la noi și muzica, exact cum am spus, la nu fel. A existat o industrie la noi. La noi exact. Este o industrie subterană. O chestie câți așa care se întâmplă în cât... DJ Project care sunt în Timișoara și stau în continuare în Timișoara și sunt numai acolo, nu se mișcă absolut deloc. Deci sunt lucruri complicate. Dar asta cu timpul cred eu că nu se poate monopoliza la nesfârșit. A fost o perioadă în care foarte bine s-a făcut muzică și la Constanța, când Duță a făcut un pol de interes acolo, 3 Sud-Estul cu Valahia și așa mai departe. Mihai, să luăm un pic căștile, avem și un telefon.